2017, noi am organizat acest festival al bujorului, ținând cont de faptul că bujorul este o plantă pe teritoriul Comunei Valea Nucarilor, și anume în pădurea de la Gighiol și în pădurea de la Curcuz. Și ne-am gândit că ar fi bine să organizăm un eveniment cultural pe această temă. Astfel, în anul 2018 a fost prima ediție, în care oamenii pot vedea un program cultural. Prezentăm anumite obiceiuri locale cu copiii de la grădinița Gighiol, cu copiii de la școala gimnazială. Am organizat între timp și un grup folcloric cu dansuri specifice zonei și l-am denumit grupul Gighiol, cu femei din satul Gighiol. Îmi place, vreau să asist. Tot ce a fost până acum mi-a plăcut. Să văd frumusețele României. Ce v-a plăcut până acum, din ce ați văzut? Tot. De unde sunteți? De aici, din Gighiol. Frumos, frumos. Se duc mai departe tradițiile, se păstrează obiceiurile, foarte frumos. Deși anul acesta și anul trecut, prima zi o organizăm la Căminul Cultural din Valea Nucarilor. De asemenea, un spectacol cultural pentru oameni și un atelier de creație am avut, în care am invitat creatoare de artă populară și cu o expoziție, cu o mini-expoziție acolo la intrare, precum și un program artistic. Am vrut să le oferim oamenilor un strop de bucurie, un strop de voie bună în viața lor prin acest festival. Comuna Valea Nucarilor este formată din 3 sate. Satul Gighiol, satul Valea Nucarilor, care este și centru de comună, și satul Iazurile. În anul 2012, când am câștigat alegerile ca primar al Comunei Valea Nucarilor, am încercat împreună cu Consiliul Local să prioritizăm investițiile comunei și am început cu investițiile mai întâi pentru oameni. Și anume am pietruit toate străzile comunale care au o suprafață, în kilometri mă refer, de 90 de kilometri lungime. Am reușit să le pietruim pentru a asigura un acces al cetățenilor comunei, că erau într-adevăr într-o situație destul de precară. Apoi am continuat cu investiții pe infrastructură și anume am construit poduri. Satele noastre sunt străbătute de 3 cursuri de apă și pentru a circula cetățenii și a face trecerea peste aceste cursuri de apă, am avut nevoie de poduri și au fost construite 8 poduri, prin fonduri europene și prin fonduri locale. Ulterior am făcut piețe, ne-am gândit la toate situațiile și numai am făcut o piață pentru micii producători în satul Gighiol, s-au făcut și alte investiții și anume am construit un dispensar medical în satul Iazurile, la care sunt arondați cetățenii din satul Iazurile și din Valea Nucarilor. E o investiție, aceasta este o investiție din bugetul local. Apoi am reabilitat căminele culturale. Căminul de la Valea Nucarilor este reabilitat prin Compania Națională de Investiții, este investiția încheiată, terminată și suntem în lucru aproape de final cu celelalte 2 cămine din satul Gighiol și din satul Iazurile. Sunt aproape prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin fonduri externe nerambursabile. De Programul Național de Dezvoltare Locală avem 2 investiții și anume reabilitare școala din Iazurile și canalizare din satul Gighiol. Aceste 2 proiecte, unul dintre ele este deja lucrarea în desfășurare, este aproximativ pe la jumătatea lucrării, iar canalizarea de la Gighiol urmează să, cât de curând, să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Canalizarea, într-adevăr, se desfășoară pe o durată de 4 ani, este un proiect mare pentru comuna noastră, cuprinde tot satul la Gighiol, și ca atare se va și desfășura, cel puțin așa este și contractul de finanțare, dar o să încercăm să, eu știu, poate să, prin, să scurtăm termenul, la asta mă refer, că eu sunt pe principiu să le facem cât mai repede, pentru că
întârzierea lucrărilor întotdeauna nu ne aduce beneficii. Ce s-a făcut pe fonduri europene, da, valoarea investițiilor este de 21.900.000 de lei. Prin PNDL avem cu cele două investiții despre care am vorbit 14.971.000 de lei și din bugetul local 3.290.000 de lei. Pentru acest an în bugetul local am mai prevăzut o investiție și anume de colmatare canal în satul Iazurile, ceea ce înseamnă 3 km de canal, să-l decolmatăm, să-l facem accesibil pentru viitor, să facem cumva legătura pentru cetățenii din Iazului și nu numai, chiar pentru dezvoltarea turismului, să facem legătura cu canalul Lipoveni. Și oamenii au solicitat acest lucru, noi am mai avut intenția de a-l realiza, dar nu am reușit până acum. Și sperăm în acest an să-l începem și să-l și finalizăm. De obicei, la noi, investițiile care se încep se duc la bun sfârșit. Și urmează în continuare să depunem și lucrăm la un proiect pentru modernizare străzi în satul Agighiol, după ce vom finaliza canalizarea. Vom asfalta străzile. Asfaltare înseamnă, da, modernizare, că ele sunt pietruite, se poate circula pe ele, doar că, sigur, după canalizare ne dorim să fie asfaltate. Am mai făcut investiții pe iluminatul public. Am extins iluminatul public. Mai avem un proiect anul acesta de extindere și vrem ca toate străzile să aibă iluminat și să mergem înainte cu toate investițiile.